Icar, dezastrul atomic și triumful vieții. Acestea sunt doar trei dintre cele 19 picturi murale realizate de Sabin Bălașa în Sala Pașilor Pierduți, care, din păcate, au început să se degradeze. Ironia sorții face ca exact triumful vieții să fie cel mai serios afectată. Criticii de artă spun că ansamblul celor 19 picturi murale reprezintă un adevărat muzeu, o veritabilă galerie de artă deschisă publicului larg. Aspirație, triumful vieții, Ștefan cel Mare, Icar sunt doar câteva dintre operele care mai încântă și acum ochii vizitatorilor români și străini. Mă fac să mă simt, să fiu mai optimistă și mă simt mai bine pe parcursul întregii zile. Pentru că lucrurile mici sunt cele mai importante de obicei. Așa că dumneavoastră căutați orice fel de prilej pentru a trece pe aici, prin Sala Pașilor? Exact. Totdeauna trec pe aici. În fiecare zi, da. The paintings, I just seen only three. Tablourile este ca o magie. Culorile și valurile mă fac să mă gândesc la o magie. Deci alea de la 1500 nu se degradează și asta se degradează. Da. Se degradează și acelea de la 1500, numai că mai sunt și restaurate. Probabil că vor trebui restaurate și astea. Lucrările plastice au fost finalizate de Sabin Bălașa în 1978 și au fost create special pentru una dintre cele mai impunătoare încăpere ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Artistul a folosit două tehnici diferite, al seco, adică pictura direct pe perete, dar și pe pânza aplicată apoi pe zid, cum este cazul celor două opere așezate la capetele culoarului. Aceste opere de mari dimensiuni se numesc Aspirație și Omagiu întemeitorilor. Cea din urmă, din păcate, este grav deteriorată și nu e singura. Trebuie analizate toate problemele, am văzut probleme de infiltrații de apă, de mucegai, cum am spus, mecanice. În același timp sunt niște probleme cu pânza care se dezlipește de pe perete datorate tehnicii. E foarte greu, trebuie analizată fiecare în parte, pe alocuri trebuie făcute repictări. Dar cu siguranță ar necesita 2-3 ani de zile de finanțare a restaurărilor, pentru că sunt probleme destul, cam da. Corpul principal al Universității Alexandru Ioan Cuza, unde se află și Sala Pașilor Pierduți, este clădire de patrimoniu. Conducerea instituției susține că imobilul s-ar afla într-un amplu proces de reabilitare și renovare. Atâta timp cât corpul al universității este în lucrări de reconstrucție, ca să spun așa, de modernizare și consolidare, nu pot fi efectuate lucrări de restaurare a picturii și a celorlalte opere de artă existente, pentru că e necesară finalizarea acestor consolidări și modernizări ale construcției în sine. Valoarea picturilor murale este inestimabilă, întrucât Sabin Bălașa a fost pictorul care a introdus în România tehnica nouă a picturii în acril. Artistul spunea despre cele 19 opere de artă că reprezintă un muzeu personal în care se perindă lumea, generații întregi cresc privind picturile mele și apoi se răspândesc în lume și vorbesc despre ele.